Bună seara, în primul rând, da, cred că cel mai frumos gol din care am acum am mai spus, dar mă bucur că a venit într-un moment mai delicat pentru mine și cel mai important sunt cele 3 puncte, atâta tot. Ce înseamnă victoria asta, că ați urcat în pliu, în momentul de față, sunteți acolo? Da, noi știam că trebuia să câștigăm, să intrăm concentrați, să dăm maximul și să urcăm, că eram prea jos, dar mă bucur că în seara asta am reușit victoria și sper să o ținem tot așa în continuare. A venit așa un despi, cum ți-a da. S-a simțit emoții, teren, emoții, atmosferă. Noi, dinaintea meciului, am vorbit că nu trebuie să ne gândim la atmosferă, trebuie să, doar să intrăm să ne facem jocul și atâta tot. Dar ați simțit atmosfera ca fiind apăsătoare? Pentru că erau atâția din acolo. Vă dați seama că a fost o atmosferă apăsătoare, dar mă bucur că am ieșit tot de reconcentrați, am luat cele 3 puncte și de mâine luăm la capăt. Cui de? Familiei mele, care a fost mereu lângă mine. Mai de niciun. Acum zicea că ai mai slăbit și de-aia. Este patron, poate să vorbească, eu fac treaba pe teren și pe atâta tot. Dar te motivează și pe tine, că mă, că pe voi vă motivează declarațiile atâta și pe tine și pe Pedrinho. Da, cumva pot să spun că ne motivează ca să arătăm că nu este așa. La faza bună, cum ai scoate la portă? Da, am mai avut execuții de genul și la Petrolul. A centrat Vali, o centrare foarte bună, mi-am făcut prima greșită și din fericire că mi-am făcut o greșită, mi-a venit golul cu stângul. I-ai cam amețit. E bine că a intrat atâta sus. Mai fie un pentru meciul de săptămâna viitoare cu Rangers? Normal, noi acolo mergem concentrat să câștigăm și să mergem mai departe și în Europa. Ați debutat perfect în această serie de foc pe care o aveți în continuare. Da, acum trebuie să rămânem cu picioare pe pământ, să venim la antrenament cu zâmbătul pe buze, să ne antrenăm 100% și să luăm fiecare mici parte. În Cupa României veți întâlni din nou, nu? Cum o să fie? Tot așa. Doamne ajută! Să rămânem!